Mine astăzi este mai pe scurt despre noutatea care vine recent acum, fiindcă vineri s-a postat un lucru pe Twitter legat de Nickelodeon, fiindcă a fost lansat deja o predicție pentru sezonul al 15-lea al desenului animat SpongeBob. Nickelodeon are înainte acest desen animat, pentru că SpongeBob SquarePants este o franciză totuși pe care o știm cu toții, pentru un nou sezon, adică sezonul al 15-lea, care va avea tot 26 de episoade ca restul sezoanelor. Anunțul acesta vine înainte de acea de-a 25-a aniversare a seriei, care o să fie în anul viitor, fiindcă s-a promovat atunci un episod foarte special pe care toată lumea așteaptă în următoarele sezoane, adică sperăm că se va întâmpla în sezonul 15, fiindcă dacă tot e anunțat, să fie acolo. Sezonul 15 din SpongeBob SquarePants, Incurabil, Optimist, SpongeBob, Patrick, Sandy, Mr. Krabs, Splatoon și Calamar vor descoperi aventuri nautice și mai mari, fiindcă o să fie o chestie marcantă, fiindcă în total acum sunt vreo 345 de episoade în total ale serialului de la lansarea sa din iulie 1999. De la lansarea sa din 17 iulie 1999, SpongeBob SquarePants a fost unul dintre cei mai dominante seriale animate pentru copii copiii de 21 de ani consecutiv, dând naștere unei francize globale care include și seriale spin-off de pe Paramount Plus, precum Camp Coral sau The Patrick Star Show, care încă continuă deocamdată. Și sperăm ca acest sezon animat să vină cu noutăți foarte faine pentru SpongeBob, fiindcă este o franciză chiar interesantă. Ei bine, aici încheiem clipul, dar voi ce prea aveți despre SpongeBob SquarePants al 15-lea sezon. O să urmăriți când o să lanseze. Lăsați un comentariu cu părerea voastră, iar noi ne vorbim de la un clip. Ce mai?